Sfânta Muceniță Glicheria. Aceasta a trăit în zilele împăratului Antoniu, 138-161, și a guvernatorului Savin din cetatea Trainopolei. Și, pe când dregătorul cetății se pregătea să aducă jertfă lui Die, după porunca primită de la Roma, Sfânta Glicheria, însemnându-se pe frunte cu semnul crucii, a mers la dregător și a mărturisit că este creștină și roaba lui Dumnezeu. Dar dregătorul, neluând în seamă mărturisirea ei, a îndemnat-o să jertfească lui Die. Deci, a intrat ea în capiște și acolo, făcând rugăciune către Dumnezeu, îndată, numai cu puterea rugăciunii, idolul lui Die s-a surpat și a căzut zdrobit la pământ. Și aruncau păgânii care erau acolo cu pietre asupra ei și nu o ajungeau. Deci, au spânzurat-o de cosițe și au strujit-o pe tot corpul, apoi au aruncat-o în temniță, poruncind să nu-i dea de mâncare mai multe zile. Dar, primind hrană de la înger, niciun rău n-a pătimit. Și s-au minunat trecătorul și cei ce erau cu dânsul că, intrând în temniță la dânsa, au găsit o strachină, pâine, lapte și apă, măcar că pecețile temniței erau întregi. Au aruncat-o după aceea într-un cuptor cu foc și, stingându-se focul cu rouă din cer, a ieșit fecioara nevătămată. I-au jupuit apoi pielea de pe cap până la frunte și, legându-i mâinile și picioarele, au aruncat-o pe un pat de pietre ascuțite în temniță, dar a fost dezlegată de un înger care a vindecat-o și la cap. De aceasta, uimindu-se, la odichie, temnicerul a mărturisit pe Hristos și îndată i s-a tăiat capul. Mucenița a fost adusă iarăși înaintea dregătorului și a fost dată fiarelor. Și una din ele, atingându-se foarte puțin de dânsa, încât nicio rană nu s-a văzut, ci numai o mușcătură. Mucenița și-a dat sufletul lui Dumnezeu și s-au îngropat sfintelei moaște în Iraclia Traciei.